Mulțumesc războiul divelor din muzica populară pentru numărul de fan de pe internet. Georgiana Lobonț l-a depășit în top pe Vlăduța Lupău și Olguța Berbec. Georgiana Lobonț adună milioane de vizualizări pe YouTube în doar câteva zile. Ea a reușit astfel să o depășească inclusiv pe nașa copiilor ei, Vlăduța Lupău, care la început era extrem de ascultată. Și Olguța Berbec a rămas în urmă potrivit statisticilor de pe Google. Și asta pentru că nivelul de interes al iubitorilor de muzică populară față de Olguța Berbec este unul extrem de scăzut. Eu mă joc cu banii, de-a mor dușmanii. Odată cu succesul, Georgiana Lobonț a atras și invidie din partea colegilor de breaslă. Recent, cântăreața a fost aspru criticată de Olguța Berbec după ce a afirmat că a devenit cunoscută când s-a apucat de cântat manele. Andra are sold out de fiecare dată la concertul tradițional, iar eu auzeam acum câteva zile o biată fată că s-a apucat de manele, fiindcă muzica populară nu mai este apreciată. Ce? Cum? A fost mesajul Olguței Berbec de pe o rețea de socializare.